și zice că pe locul lui care era așa, că era gol, l-au scos, i-au scos hainele și că așa e îndropa. Era așa parcă luminat. L-a văzut părintele Calciu ca într-o lumină, că chiar i-a zis celui rău, uite ce, i-au pus o floare. Și asta, la casă, uite să explice, era locul de pedeapsă, nu? Asta a fost făcută special pentru lotul celor de la Pitești, care nu au vrut să recunoască faptul că în scenarea securității, care a insinuat că, vezi, Doamne, când s-a aflat în Occident ce s-a întâmplat la Pitești, la experimentul Pitești, securitatea a vrut să spună că, de fapt, legionarii s-au torturat între ei ca să compromită regimul comunist. O tâmpenie de mari proporții. Și aici zidiți, au stat câțiva ani aici zidiți, unii au murit, cei mai mulți au murit. Au fost puțini. Dar cum îi hrănea? Vică Negulescu a murit tot aici. Vică Negulescu, da, da. Dar cum îi hrănea? Păi nu, zidiți în sensul, aveau uși, da? Dar vreau să zic că ușile, o să vedem, deci nu au niciun fel de ieșire în afară, era numai la bec. Și becul ăla era zi noapte, pentru că ei nu știau dacă mai e zi sau noapte, că n-aveau ceas, n-aveau nimic. Deci, peste tot celulele și noaptea se stătea cu becul aprins. Da. Și când dormeai, trebuia să dormi pe spate și cu mâinile afară, sau și pe o parte, dar cu mâinile afară de pătură, să ți le vadă pe piept, ca să nu cumva să uneltești ceva înăuntru, să ai arme, să nu păsuri pătură. Deci erau nebuniile astea, da. Aici a fost și copoțul zilnic. Nu, nu.